înseamnă folclor, nu trebuie să dispară. Indiferent din ce zone vom prezenta pe marile scene sau micile scene, trebuie să știm să dansăm românește. Copiii de aici au fost receptivi sau sunt încântați? Da, toți copiii au fost receptivi și sunt în continuare. N-am putut să țin tot momentul artistic, avem mult, mult de tot. Avem numeroase premii, atât internaționale cât și naționale. Chiar am specificat, acum în urmă cu 2 săptămâni au câștigat premiul întâi la un concurs folcloric din localitatea 23 august. Am înțeles că ați fost plecați și cu ei și peste hotare? Da, sunt aici coregraful acestui ansamblu și vreau să spun numele ansamblului, se numește Izvorașul Dobrogean din comuna Fântânele. Sunt de aproximativ 3 ani de zile, am fost plecați cu ei de 2 ori la festivaluri internaționale, anul trecut în la Çanakkale, Turcia, unde au vizitat și cetatea Troia, și anul acesta în Capadocia. Acolo unde se stă și muzica și moții nu prindesc, bunicii și cu pecăruți în dor de țară strălucesc. Acolo este țara mea și neamănă ce românesc. Acolo eu aș vrea să mor, acolo vreau să trăiesc. Dragnicerul nopții cu tainice scripturi și doina deja ale din nopțile târzii. Dragul cu luna, spicul lui de greu, s-o plătesc cu mâna să-l opri la brâu. Mai că România din vest pe acest pământ, pe ale tale brațe români au fost și sunt. Ce sărbătorim astăzi? Noi astăzi sărbătorim Ziua României. Am văzut că te-ai pregătit într-un mod mai special. Da, în modul de maramureșancă. Maramureșancă. De unde ai costumul? De la bunica mea din Maramureș. Am înțeles. A fost ales sau ți l-a făcut special? Mi l-a făcut special. Astăzi sărbătorim ziua de 1 decembrie. Și cum te-ai pregătit tu? Păi m-am pregătit cântând. Cântând. Ai am văzut că ai și dansat? Da. Îți place mai mult să cânt? Da. Cum v-ați pregătit pentru ziua de 1 decembrie? Elevii școlii sunt implicați în organizarea acestui eveniment prin participare la dansurile ansamblului Izvorașul Dobrogean. Pe lângă această participare, ei au mai pregătit și cântece și poezii patriotice. Am marcat acest eveniment și în cadrul activităților din cadrul școlii, dar și aici astăzi de 1 decembrie pentru a nu uita importanța acestui eveniment istoric, moment istoric important pentru țara noastră. Este 1 decembrie, suntem la Fântânele. Cum v-ați pregătit pentru această sărbătoare? Ne-am pregătit cum am simțit, adică românește. Avem un ansamblu de dansuri, de copii, pe care l-ați văzut și care deja e recunoscut pe plan național și chiar internațional. Și nu cred că ceva poate să reprezinte românismul mai mult decât folclorul autentic. Am creat acest ansamblu din 2 motive. Unul, necesitatea pentru copii de a-și ocupa timpul liber și de a-și descoperi abilitățile, iar a doua este o obligație a fiecărui cetățean și cu atât mai mult a noastră autorităților de a păstra și de a promova valorile naționale. Ori o componentă foarte importantă a valorilor naționale este folclorul. Ce le urați consătenilor? Ce le doriți? Nu numai consătenilor. Deci în această cea mai importantă zi a poporului român, urez la mulți ani tuturor românilor, oriunde s-ar afla ei, și să nu uite nimeni că suntem români și că e mândria supremă a fiecărui cetățean al acestei țări. Să-i îndrepteze spre bine și ca un milostiv pururea să ne facă nouă bine și sfinte și tale biserii și tuturor credincioșilor să-i sălătăruiască cererile cele către mântuire. Sfințește acest drapel cu harul Sfântului Duh prin stropirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se sfințește acest drapel prin stropirea cu această apă sfințită cu harul Duhului Sfânt în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Fă-le, Doamne, veșnică pomenire.
pomenire veșnică lor pomenire. Șerefă lor veșnică pomenire. Am lăsat un drapel în comuna Fântânele ca semn al romanității și al unirii de neam, astăzi în data de 1 decembrie, în momentul în care, iată, biserica celebrează prin slujbe deosebite acest mare eveniment. Noi am înălțat, așa cum spuneam, un drapel cu sprijinul comunității și cu sprijinul primăriei. Sper că pe viitor să se întâmple același lucru mai des și să ne bucurăm cu toții, pentru că în comunitatea noastră, iată, încă trăiește spiritul românesc. V-a plăcut ce s-a întâmplat? Foarte frumos, foarte frumos. Mulțumim din tot sufletul. O activitate da. Nemai întâlnită. Da. Da? Da. O zi așa mărăță. Foarte, foarte. Da. Mulțumim, foarte. Mulțumim din tot sufletul. Bisericii. La toată lumea, sănătate. Înainte se festeja în 23 august, acum uitați că cu totul altceva suntem, nu vă spun, mii de mulțumiri. Până la cer. Și spectacolul de dinainte v-a plăcut? Foarte mult, foarte mult. Organizarea cu copiii mici de la școală, dansuri populare. Uitați câtă lume. Mulțumim din suflet și dumneavoastră.